Hei, salutare, salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Jalopii! Astăzi continuăm ce am început data trecută, trebuie să ajungem în Cehoslovacia. Dar mai întâi să ne pregătim mașina. Ca să nu mai pățesc ce am pățit data trecută când am rămas fără roți. Hai să vedem, hai! Suntem în Dresden, la hotel de dimineață. Uncheașul deja s-a sculat cu noaptea în cap, el stă acolo, iată. Stai, mă! Ah, pot să trag perdele? Nu. Uitați-l pe uncheașul cum stă el aici și mă așteaptă. El mă aștepte, mă, na, ce ți-i faci, nenea uncheașul? Bine, de pe aici nu prea avem ce să luăm. E totul pustiu, nu ne-au dat nici măcar un săpun. Nici hârtie igienică. Uite mă aici, lasă-mă sus. Dulapul la fel de gol, pustiu. Hai să ne tirăm. Mulțumesc pentru găzduire. O să vă fur ziarul. Tabac, o bainit, ok, n-am voie cu țigări în Cehoslovacia, da, nici nu fumez, nici nu am nevoie de țigări. O nouă dimineață, avem încă stele pe cer. Ia, ce faci un cheașul aici? Good morning, bineînțeles. Așa mi-a spus-o și ieri. Another try today? Da. Bineînțeles că luăm pe un cheașul cu noi, că... Acum, după ce am aflat ce are în valiză, trebuie neapărat să-l luăm cu noi. Îți ia rost, oricum, nu știu ce o să facem noi cu el, dar îl punem și pe el aici. Ah, ce dormi, era să mai joc un pic de... Da. Da, mulțumesc, am chiar uitat să mă deam pus cheile, un cheașul. Da, lasă, că o să selectăm noi și ruta pentru mapă. Întâi și întâi să mergem noi la magazin, la benzinărie, să vedem dacă au roți. Pe unde era benzinăria? Pe aici era benzinăria. Ne-a trebuit și geamuri, că arată ca nevastă. S-au crăpat parbrizul, eu nu știu ce am. Mi-a lovit cu... Ups, avem culoarea roșie. Dacă trec pe roșu, iau amendă. A, se face repede verde. O, nu, ia să ne încesc aici. Stai că nu văd de faruri. Wow. Să nu consumăm bateria. O, nu. Toys now available for present. Aha. Of raw tires and enter compound. Interesant, ia să... Aha, uite roți. Of raw tires. Raw tires. Wet tires. Asta e când plouă. Nu. Eu cred că aș lua niște of raw tires. 30. 120 m-ar costa. Nu știu în ce stare sunt cauciucurile mele. Ia să că... Nu mai tu. Stați așa, voi așa. Unde a dispărut ziarul? Nu știu unde a dispărut ziarul, s-a dus ziarul. Asta nu... Hai.
Scoate în roțile. Măi. Durability 2, 3. Nu mai avea ea, cică dură. Dar... Nu știu ce să fac. Să luăm roți și dacă îmi fac poc. Putem să aflăm noi ruta pe care vom merge în Cehoslovacia? Ia să vedem. On road. O să aleg pe asta. Route 3. Cu soare frumos, cu gropi și avem și o benzinărie. 280 km, perfect asta. Deci ne-ar cam trebui niște roți de off-road. Și o să luăm. Asta că sunt mai bune, le pun la loc. Cine știe? Aha. Asta pe față nu prea, dar alea din spate sunt foarte uzate. Adică m-am practic... Păi cred că nu le pot lua și pe asta cu mine, că totuși nu prea sunt atât de uzate, le-aș mai fi putut folosi. Off-road. Păi, să nu-mi pierd roțile, da? Hai să iau portofelul să-i plătesc la cocoană. 110. E cam mult, da. Deschide mai ușa. Da, 110 din... Sunt cam zgârciob în jocuri. Nu prea-mi place să-mi cheltuiesc banii. Punem coana roata acolo. M-a luat să-mi iau roțilii. Roțișoarele mele. Trecem la treabă, montăm roata aici. Nu vreau să mi-l... De ce nu se închide până la... Sper să nu mă trezesc că... Mă las fără roți. Așa. Off-road fac din mașina asta.
Să sperăm că... Nu voi avea probleme. Hai să strângem și noi asta frumos, să le punem aici, nu lăsăm mizerie în curtea omului. Pentru cei care doresc roți. Păcat că n-am multe, că aș fi luat, măcar încă două aș fi luat de aici. Păi, practic, închide închilețușa. Practic am pus roția asta, ar mai, aș mai putea să iau ceva interesant de pe aici. Dar nu, cred că am... Ce am pe aici? Nimic. Ulei, chestii. Ai apă? Am apă. Da. Nu, nimic. Nimic interesant de pe aici. Ce-i asta? Tire, park it. Asta cred că repar roții, adică dacă mi se sparge roata... Engine repair kit. Ia uite ceva interesant. Care l-aș lua? Why not? Stai să aduc portofelul. Uite că cred că pot să-mi repar motorul și asta este bine, pentru că... Chiar am nevoie să-mi repar motorul, e un pic stricat și hai să vedem dacă pot să reușesc asta. Mă gândeam să mă duc să-mi cumpăr componente noi, dar... Costă. Ia să vedem. Punem unul la portbagaj. Și nu am prea reparat nimic cu aia, adică... Ia două și pe asta. Și mi s-a dus. Hai să mai luăm unul. Cheltuiesc banii pe chestiile astea. Costă scump. Scump costă. Am dat o droaie de bani. Și sper să ajung... Cu bine până unde am de ajuns, ar fi chiar enervant să... Nu. Gata. Hai la drum. Doamne ajută. Mergem în Cehoslovacia, unchiule. Unde-ai vrut tu? Dar nu cred că mai am nevoie chiar de faruri. Aveam o canistră plină cu benzină, din câte știu, plină și aici. Sotulim la cehoslovaci. Cu trăbănțelul. Vrei lumină? Las că na, nu citești tu acum.
Laika, mače, magazinuku. Pjese. O să fie interesant pe viitor. Am ajuns la graniță, să-i dăm actele lui șeful. Șeful, hei șeful. Băi. Băi, ia-le aici, ia. Ok, let's see here, aha. Ok, totul pare normal, mersi, bravo. Gata, am trecut și granița. Și intrăm în Cehoslovacia. E cam ceață așa, cam pustiu. Aia ce vrea să fie luna? Sau ce vrea să fie bila aia acolo? Aia cred că vrea să fie luna. Mă rog, să fim cu ochii la drum. Să fim cu ochii la drum. Pare interesantă ideea jocului, dacă este ceea ce bănuiesc eu. Și pe baza asta chiar mi-ar place să... Mi-ar place un joc să facă și așa un joc de ăsta. De călătorie, de cultură generală, de educativ. Să dea toată harta Europei, nu toată harta lumii. Pentru început toată harta Europei, să-ți dea o mașinuță, oricare ar fi ea, un personaj ca unchiu, orice fel de grad ar avea el în familie, și să pleci așa prin Europa și să călătorești prin marile orașe ale Europei, prin marile orașe ale fiecărei țări. Nu toate orașele să fie, doar orașele cele mai importante. Da. Trebuie să fim atent ce luăm. Sunt bunuri ilegale și o încurcăm cu bunurile ilegale, da. Și cum spuneam, să fie așa, să te duci în fiecare țară, în fiecare oraș reprezentativ unde găsești obiective turistice, obiective istorice, monumente. Să afli personajul de lângă tine, unchiul Arche, să-ți povestească despre istoria locului, despre cultură. Ar fi un joc foarte interesant. Pe parcurs mai înveți câte ceva, mai înveți o istorie, mai înveți geografie, mai înveți cultură, mai înveți... Dar mi-ar face un astfel de joc. Nu cu zombălei, cu ciuruiel, cu vampir, cu să ne dăm în cap și să... Uite, de aici, din Cehoslovacia, o să trecem în Ungaria. Și am ajuns pe off-road. Stai să nu mergem și noi pe... Eu sper să mai găsesc niște cutiuțe. Ca să mai am ce să vând, să fac bani. Să am ce să vând la benzinărie. Sturvo. 210. Oh, wow, ce? What, birch tree? Very discounted. Ah, pom cu... Pomii aceia cu scoarța albă. Nu știu ce soi sunt. Lasă mai un chiule cu pomii tăi, că eu trebuie să fiu aici. Întrebare. Pe unde eu? A, cred că aici e benzinăria, dar nu... Nu am ce să fac acum la benzinărie, că dacă nu mi-ai dat ce să vând, n-am ce să fac eu la benzinărie.
Așa că o luăm pe... Nu mai văd nimic! Nu mai văd nimic! Nu, de prea. Fost o luăm pe drum și mergem direct în oraș acolo. Dacă găsești ceva pe drum, e bine. He! Uite o cutie, uite o cutie! Uite o cutie, ce bine! Uite o cutie cu lăcățel, da. Nu-i nimic, ca noi avem și soluția contra lacătului. Ha, am găsit două cutii. Vreau că sunt bune, sunt bune. La vânzare, cum să nu luăm. Luăm, cum să nu luăm? Da, până la destinație, poate mai avem șansă și mai găsim ceva interesant. Niște cutii, ceva, să facem plinul la borbagaj cu bunuri și să am ce să vând. Niște bănuți nu strică. Din asta e sursă, că na, altfel nu ne angajează nimeni la muncă. Suntem doi amărâți, eu și unchiul, într-un trabant ruginit. Cine să angajeze așa ceva? Măi, să nu murdări mașina. A, iar s-a stricat motorul. Dar sper să ajung cu bine la destinație. Se strică foarte repede motorul ăsta. Încă o cutie. Uite, cutii, cutii, cutii. Se strică foarte repede motorul ăsta. Na, trebuie să-l performăm și noi, să investim în... A, ăsta n-are nevoie de... Hai să golim cutiile astea. Tabacul. Tabacul ăla, n-am voie cu ele, nu? Dar cu medicamentele astea am voie. Nu. Zigurat? Lecți. Hai măi. Acum eu mă ridic, am risc, eu să nu... Dar cred că la asigurat pot să... Eu sper. Să n-am vreo... surprise neplăcută. Aici s-a terminat. Nu mă dea mai să... Vă ce bunătăți sunt aici. Oh, wine. Vin, 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 cum să nu? Și asta, da, vin. Vin bine, ia. Ia, unde pun? Unde pun și-o vinul? Nu mai am loc. Stai să scot ăsta. Așa. Hai să mai tragem o reparațiune la motorul ăsta care... Și ce, nu mai am benzină? Hai mă, că am benzină. Cum să n-am benzină? Mai am jumătate de rezervă, cum să n-am benzină. Hai să mergem.
Ai, unchiule, că am făcut și am pus și portbagajul cu bunuri, avem ce vinde, mai scoatem un bănuț. Am urmărit parbrizul cu nămol de Cehoslovacia. Bine, acum nu ne vorbim de Cehoslovacia pentru că jocul se petrece în anii 90, 1990. Bineînțeles că acum Cehoslovacia nu mai este, este Cehia și Slovacia. Dar dacă spun Cehoslovacia, mă refer la anii 90 când se petrece acțiunea jocului. Aoleu, aoleu, ce Dumnezeu. Ah, am urcat. Bine că am roțile astea. Oh, uite, cutii, 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 oprește-te, oprește-te, stop. Bine, hai, tragi din gură, bă, unchiule, tragi din gură, că acum n-am timp de tine. Hai să ce găsim pe aici. Măcar așa, de curiozitate, nu? Oh, nu, asta nu prea alu bine. Nu merită. Adică îl dau țigările alea dacă îmi dai ceva mai bun, dar nu... Și a, ladă mare, ia să aduc eu târnă. Amurdăie mașina, lasă că se spală pe gratis la benzinărie. Dar nu mai da asta îmi dai? Asta sunt ieftine, ce să fac cu ele? Trebuie să umplu tot parbagajul numai cu alea. Astea erau bune. Ia să vedem dacă mai putem să luăm. Astea erau bune. Hai dacă putem să mai luăm câte ceva. Medicine, medicamente, trafic de medicamente fac. Uite că mai putut să iau. Oh, ce bine că am oprit. Vezi, nu se pierde nimic, nu. Bași la maxim. Bași la maxim în mașină. Gata. Stai mă să fac și asta, nu? Nu? Nu mai mă las. Oh. Așa. Și cu asta două ce pot face? Le înghit eu? Pot să merg cu el așa în mână? Nu, nu mă las. Nu mă lasă! Joc rău. Joc rău, luam și eu, mai luam și eu niște bănuți pe alea. Da. Le continuăm călătoria. Acum chiar avem portbagajul plin. Bem și un pic la volan, așa că noi suntem șmecheri și putem să bem la volan. O, ce viteză a prins domnul trăbănțelul nostru, ce repede merge aici. E drumul ăsta de țară. Cât mai avem? Mai avem 70 de kilometri prin la Turbo. Eu zic că o să ajungem foarte bine de data asta. Nu, nu-ți dau drumul la radio, unchiule. Mă bucur că te bucur să fii din nou pe drum, dar nu-ți dau drumul la radio, că eu acum... Oh, iar am
Am luat-o în parapet, taci un chiule. Taci un chiule că n-ai văzut nimic. N-ai văzut nimic, nu știi nimic. Oh, oh, ce faci? Am zgâriat mașina. Ți-am zgâriat străbânțelul, unchiule. Opa, oh, ce drum. Ce-o fi oare aici? Păi ne aruncăm și noi un ochi, unchiule. Ia uite, am găsit aici o casă. Ce-o fi oare aici? Ia să-l vedem și noi. O casă dărăpanată, dar plină cu cutiuțe. Uite, măi, unchiule, avem găsit cutiuțe, măi. Păcat că nu le pot băga să le iau așa și le desfac acolo. Or fi lucruri interesante în cutiuțele astea, hai că sunt curios. Sunt curios și trebuie să aflu ce sunt în cutiuțele astea. Medicamente, dar nu mai am loc. Îmi pare rău. Și iar lână de aia. Stai că acum trebuie să mă... chinui să-mi pun la loc. N-am, nu mai am loc. Lua, că luam, luam dacă... Și aici se termină drumul. Și aici se termină drumul. Trebuie să dăm înapoi. Unchiule, mergem cu spatele. N-a ce face, luam, luam, erau bunuri bune, medicamentele alea se vând bine. Dar nu mai am loc, nu mai am loc și trebuie să mă limitez la cât am. Oricum o să mai găsim, o să mai găsim pe drum. Și am impresia, da, că am ajuns în oraș. Sper să nu fie vreun punct vamal, că mie că am încurcat-o, că dacă e punct vamal am țigări în mașină. Și o să le scoatem țigările și le aruncăm la marginea drumului. Yes. Mergem și la hotel, ne găzduim, dormim. Dar stai să rezolvăm întâi ce avem de rezolvat. În oraș. Să nu spui că e vamă. E vamă? Nu e vamă. Uau! Ce faci, mă? Really? M-a lăsat fără benzină chiar în... Ah, am rămas fără benzină. Eh? Deci am eu o canistră cu benzină, uite, chiar la lângă hotel. Deci am eu o canistră cu benzină în portbagaj, tocmai ca să nu mi se întâmple asta, că n-aveam benzină aia. Ce mă făceam eu acum dacă n-aveam benzină cu mine? Ce mă făceam dacă n-aveam eu canistra asta de benzină cu mine? A, nu, stai că am uitat să închid.
Și putem continua drumul. Ia, acum, unchiule, te lasă la hotel dacă ți-e somn. De urgență, coboară și du-te și culcă-te. Dacă nu, tagi în gură. Dacă mergi cu mine, tagi în gură. Că eu nu, încă nu mă culc până nu-mi rezolv eu problemele la... Acolo trec în Ungaria, nu trec în Ungaria. Dacă nu încă rezolv eu problemele la aici, la benzinărie, să facem plinul, să mai umplem canistra cu benzină, că ne așteaptă drum și... De fapt, nu m-am pus bine, că trebuia să mă pun cu spatele spre magazin, deoarece eu am bonuri de vânzare și vreau să scap de ele. Înțelegi, unchiule, că le-ai apă, așa, cam facem contrabandă. Așa. Să spălăm puțin mașinuța. Că... Na, te-ți arătăm și noi bine la drum. Ne facem de râs. Mergem la hotel cu mașina murdară. Nu mai am apă în el, în purete. Așa. Ok, perfect. Și cu asta. Ce? Mi s-au stricat roțile? 2, 3, nu. Care ce aia, nu? S-a stricat ceva la roți. S-a mai uzat. N-am ce face. Acum să vedem pe ce drum o să mai mergem. Pentru că văd că 2, 3 ar mai merge să mai le folosim. Doar nu să cumpăr roți la fiecare călătorie. Costă scump. În primul rând o să iau asta să o umplu și pe ea. Să punem bunurile care le-am Nu mai mă lasă. Hai să mergem cu asta la vânzare. Hai și roți ai. Road tire și road tire, ha? Așa.
Facem balucu, facem balucu. Ai, mă, îți trebuie coș la fiecare. Trebuie coș la fiecare cumpărătură. Deci dacă vin cu bunuri mai multe decât 3 coșuri, nu le pot vinde, nu? Nu intră. Ok. Dă canista asta să nu o uit. Hai să mai vin și pasta și vin și cu alea 3 sticle de vin. ~247. Bun. Hai ca asta nu mai trebuie. Oh. Și mai am un coș. Așa. Cu bunurile astea am terminat de vândut. Ce am de vândut? What? Cum adică? Păi m-am chinuit aici așa să... Poate nu vrei să cumperi uleiul ăsta, ia să vedem. Vinurile mi le cumperi? Nu. Nu-mi vin cumpăra vinurile. Acum eu ce să fac cu ele? Le iau cu mine, sper să nu încurc la graniță, ia să vedem. Poate găsesc și le vând pe drum, într-o altă benzinărie. Nu de altă, dar e păcat că, uite, valorează $68 o sticlă. Îți dai seama câți bani fac eu din... Oh, nu, trebuia să iau și asta. Da, unchiul, acum mergem și la hotel. Ia, seamănă toată la fel. 535, bine. Bine, place. Nu mai am ce face pe aici. O, putem tuli. O, tulim, unchiule, că am stat prea mult. Sper să poți să trec cu vinul ăla la granița. Și să nu mai ia ăștia. Nu mai întorc mașina acolo oricum. Oh. Stop, stop, nu. Hai să ne luăm portofelul. Am închis tot. Am parcat mașina. Hai, unchiule, să nu-ți pierzi geanta secretă. Hai. Oi, îmi întreb cu ușa în față. Yes, 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 yes.
Știu că e 20. Da, nu deranjăm pe nimeni, știu. Aoleu, câtă vorbă raie. Mă, nu știți și voi să fiți mai eficienți să vorbiți atâta. Deci nu pot să trec cu vinul. Opa, am încurcat-o. Ziarul spune că nu pot să trec cu vinul, cu alcoolul în Ungaria. Deci trebuie să scap de alcool, n-am ce face cu el. Unchiule, ne îmbătăm în noaptea asta. Unde ești, unchiule? Ne îmbătăm în noaptea asta? Nu ne îmbătăm, nu? Ce să... Camerele sunt identice, adică... Jocul e destul de simplu, nu are diferență. Ideea a jocului este drăguță. Iar i s-a deschis valiza. Aflăm altceva? Aflăm altceva! Ia uite, am găsit altceva. Ia să vedem. Am găsit alt document. Nu aproape tincuile. E vorba despre trabantul ăla, like. Ia uite, uite traseu. Deci, am din Germania, am ajuns în Cehoslovacia, acum o să trecem în Ungaria, după aia în Iugoslavia, care nu mai e Iugoslavia ca și Cehoslovacia. Viza? Adică trebuie să-mi pun viză? Pe unde o să mă duc să-mi pun eu viză? După aia trecem în Bulgaria. De ce nu în România? De ce n-a spus și România? Nu, Bulgaria. Și de acolo direct în Turcia. Adică nu puteți să faci un ocol prin Grecia. Vedem și noi o măslină, o plajă, direct în Turcia. Și bănuiesc că în Turcia se termină jocul. Ok. Ce? Nu. Deci, mai aflăm câte ceva din secretele unchiului. Ești securist, unchiul? Lucrezi la FBI, la SRI? Unde lucrezi? Și ne culcăm. Am terminat și această zi. Am terminat și acest episod pentru ziua de astăzi. Și sper că n-am... Sturova! Good morning! I trust you sleep well. Bineînțeles că unchiul ne așteaptă pe acolo. Unde ești unchiul? Unde ești unchiule? Dar pot să dau pederele astea la o parte? Ia uite. Unchiul e direct în mașină. Ce treabă are el? E direct în mașină. Ce să... Ok, dragilor, aici o să ne oprim pentru ziua de astăzi cu acest episod minunat de... Jalopi! Jocul este interesant. Sunt curios ce se mai întâmplă mai încolo și ce vrea mai departe acest joculeț. Și o să continuăm. Vă mulțumesc pentru... vizionare, pentru susținere și ne vedem data viitoare. Până atunci, v-am salutat!